Îmi pare bine că sunteți veseli, dar eu de afară mi-am dat seama că aici mă privește o lume veselă. Când mă întâmpină cineva în stradă și îmi spune: Nea Vasile, nu te-am văzut de un car de vreme, dar să știi că ești neschimbat. Păi n-am dat pe acasă de 3 săptămâni. Nea Vasile, cu toate astea ești schimbat. Să spun drept, nu-mi place cum areți. Suferi de ceva? Nu. De băut bei? Beau, dar beau omenește. Dar ai obiceiul să dormi după masă? Zic da. E, aie, vezi, aie, nu mai dormi după masă, dormi în pat, ca oamenii. Când i-am povestit nevestimii, a râs de n-am mai putut. Nevastă mea, adică jumătatea mea, Florica, jumătate când stă pe scaun, că dacă stă în picioare, ea e 3 sferturi și o 10%. Când ne-am cunoscut noi, nu aveam decât 20 de ani, 2 luni, 2 săptămâni, 2 zile și exact la ora 2 am ieșit amândoi în oraș. Ce frumos ne ședea amândoi tinerei, o țineam de antebraț, mergeam prin mijlocul drumului cu ochii în pământ, era să dea o căruță peste noi. Nu știu ce am zis eu, ce a zis ei, că s-a încins o bătaie, dă ei în mine, dau și eu să fug. Până la urmă m-am liniștit că am intrat în spital. Acolo mă simțeam așa de bine ca la mine acasă, eram numai între neamuri. N-auzeai decât sora Marioara, sora Margareta, sora Cleopatra, fiecare avea o soră. Dar eu am fost foarte iubit în spital. Uite, când am ieșit eu din spital, au ieșit după mine doctorii, personalul ajutător, pacienții, fluturau batistele, spuneau: Nea Vasile, ne-ai fost tare drag, te așteptăm să te reîntorci cât mai repede. Sora care îngrijea de mine a plecat într-o duminică în oraș. Tocmai atunci vine și inspecția. Mă întreabă la cu inspecția pe mine: ce, dar sora dumitale unde e? Păi a plecat cu cumnatul meu la Sinaia. Rog, dar cine a învoit-o? Aia zic, cumnatul meu. Cine lui e doctor? Nu, e tinichigiu. Pe urmă și-a dat el seama că el vorbea de sora de spital și eu de sora mea de acasă. Să uite el la mine, zice: măi Vasile, mă, nu te-am văzut din clasele primare. Care primare? Zic eu, nu știu, că n-am făcut decât pe a întâia. Nu ții minte când se iau pe a doua că m-a luat militar? Păi știți ce făceau copiii pe atunci? Vă spun eu că am fost și copil, uite, eu nu mă oferesc. Ia uzei, Ionescule, a scăpat de a treia, trec într-a patra, căuta să scape, așa, eu nu. 2-3 ani ședeam într-o clasă. Îmi crescuse mustăți în școală. Veneau părinții copilor și credeau că eu sunt învățătorul, dar eram respectat. Venea învățătorul, spunea: Nene Vasile, ești dispus să ieși nițel la tablă? Nu pot, mă, dragă, că-s nebărberit. Și eu aș mai fi învățat carte, dar soacră mea e de vină că mi-a pus în vedere. Ori izvezi de nevastă, ori de învățătură. Sigur că a trebuit să-mi văd de nevastă, pentru că noi ne-am luat din dragoste. Dânsa m-a plăcut pe mine, eram și frumos. Vezi, ne-ata unii copii, dacă sunt frumoși când sunt mici, când se fac mari, să urâțesc. Eu nu m-am schimbat. Mai zilele trecute îmi spune nevasta să mergem și noi la un concert. M-am dus personal, am luat bilete, am ieșit în stradă, nevasta înainte, eu în urma ei. Eu o respect, eu nu ies din vorba nevestimii. Bine ar fi ca toată lumea să fie la fel. De exemplu, vrea nevasta să spargă lemne. Eu nu ies din vorba ei, e o plăcere a ei, nu? Și afară de asta, o las pe ea să meargă înainte din cauza că e foarte voinică și unde e înghesuială mare, trece ea înainte și eu foarte liniștit în urma ei. Nu zici că amendat-o milițianul acum 3 săptămâni că a trecut nereglementar strada? Am râs de m-am omorât. Pe mine nu m-a văzut că eram la spatele ei, dar i-a zis-o milițianul: ce, nu te amendez că ai trecut nereglementar strada, te amendez că altădată să-ți bagi mințile în cap, să nu lași copilul de capul lui în urmă.